Frați și surori, ne bucurăm că în dimineața aceasta putem să fim în casa Domnului, uniți înaintea Lui în rugăciune, în cântare, de asemenea împărtășirea cuvântului Său, pe care doresc în dimineața aceasta, ca primă parte, să îl citesc din Epistola către Romani, capitolul 8, de la versetul 12, în continuare la versetul 17. Pagina 1101, Sfintele Scripturi, traducerea Cornilescu. Am început citirea din acest capitol, Romani 8, prima duminică acestei luni. Continuăm să privim în acest pasaj biblic ca o sursă de învățătură, de încurajare pentru viața noastră spirituală, la nivel personal, al familiilor noastre și al bisericii. După citirea acestui cuvânt din Sfânta Scriptură, dorim ca să continuăm să ne rugăm Domnului pentru binecuvântarea mai departe a serviciului divin și Domnul să binecuvinteze pe fratele Florin Matei, venit din Nashville, Tennessee, să ne prezinte înaintea Domnului în această rugăciune de mijlocire și binecuvântare a lucrării Domnului din dimineața aceasta. Să ascultăm acum cu inima deschisă și respect cuvântul Domnului care ne vorbește astfel. Așadar, fraților, noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să trăim după îndemnurile ei. Dacă trăiți după îndemnurile ei, veți muri. Dar dacă prin Duhul faceți să moară faptele trupului, veți trăi. Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Și voi n-ați primit un duc de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un duc de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Însuși Duhul adevărește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Și dacă suntem copii, suntem și moștenitori, moștenitori ai lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim și proslăviți împreună cu El. Amin. Domnul să ne binecuvinteze, că așa cum s-a făcut această promisiune, legământ, prin cântarea corului, să fie într-adevăr trăirea noastră, slujirea noastră. Frate Cornel, sora Geta, vă felicităm și pentru dumneavoastră, pentru nepoțelul set noua cu care Domnul v-a binecuvântat alături de ceilalți. Dumneavoastră aveți mâinile pline acum de nepoței, Domnul să vă binecuvinteze. Și deși sunteți și bunici, aveți copii, aveți nepoți, sunteți încă și fii, în special fiică, și știu că ați fost împărțiți în această calitate și cu tatăl sorei Geta, care nu se simte prea bine cu sănătatea. Ne rugăm pentru dânsul, Domnul, să-i dea sănătate, să-i dea putere zilele care le are rânduite de Dumnezeu, în continuare să fie sub paza Domnului și îndurarea Domnului să fie peste dânsul și Domnul să vă binecuvinteze, să îl puteți avea sănătos cât zile Domnul rânduiește mai departe. Și ne rugăm pentru dumneavoastră în calitatea aceasta, că nu este ușor când părinții înaintați în vârstă sunt slăbiți de putere și dacă în ziua de astăzi are nevoie set noua de a fi ținut în brațe, de a fi ajutat, de a fi îngrijit, iată că ciclul vieții merge într-o așa formă și într-o așa manieră, dacă Dumnezeu ne dă viață, încât la urmă noi părinții avem
nevoie de grija copiilor noștri, de ajutorul copiilor noștri și acesta este, dacă vreți, cel mai bun social security care poate să existe și pe care Dumnezeu e cel care l-a inițiat în planul lui și în orânduirea sa divină. Părinții la început, având grijă de copii, Jason, Andrei, având grijă de Seth, Noah, de Abel, Asher și apoi mai târziu, Domnul dăruindu-vă viață și aveți gene destul de puternice în voi ca să puteți trăi mulți ani și ne rugăm să fie fericiți pe pământ, copiii voștri la rândul vostru sau la rândul lor în același timp să aibă aceeași dragoste, aceeași grijă, aceeași dăruire pe care voi o puneți astăzi în copiii voștri. Și apreciem în mod deosebit, văzând cum în cadrul Bisericii Bethesda, cei care aveți părinții înaintați în vârstă, slăbiți de putere, aveți grijă de ei, îi cercetați, sunteți alături, îi duceți la spital, chiar că nu vreau să meargă. Chiar că nu vreau să meargă la medic, dumneavoastră insistați, nu, du-te la medic, că trebuie să mergi la medic, nu sta acasă. Știi cum sunt oamenii mai în vârstă, mai ales după ce merg de 2-3 ori, parcă nu mai au chef de a merge, că zice, tot cam aceeași treabă se întâmplă, dar dumneavoastră ca și copii și nepoți în același timp insistați și în felul acesta sunteți o mare binecuvântare și un mare ajutor pentru părinții înaintați în vârstă. De asemenea, apreciem mult familiile Bisericii Bethesda, părinții tineri care au copii la rândul lor și care poartă așa de mare grijă de copiii lor și caută, așa cum se spunea și în România, să nu cadă un strop de apă pe fața lor, să nu fie nimic care să îi deranjeze. Câteodată, poate chiar în mod excesiv să face lucrul acesta în grija părintească, mai ales după ce încep să crească mai mult, copiii se simt așa mai copleșiți. Când îți mici n-au probleme, dar după ce sunt mai mari, parcă vreau să aibă un pic de spațiu, de independență. Dar noi, părinții și în special mamele, au această grijă pentru ei. Și vedem lucrul acesta la Domnul Dumnezeu. Vedem cum El, Tatăl nostru din ceruri, se îngrijește de fiecare dintre noi. Așa cum spunea Domnul Iisus Hristos ucenicilor Săi, Tatăl vostru din ceruri știe că aveți trebuință de lucrurile acestea și știind se îngrijește de ele. Iar Tatăl nostru din ceruri, ca și Părintele model, Părintele ideal, se îngrijește de nevoile noastre spirituale, nevoile noastre emoționale, sufletești și de nevoile noastre fizice. Și în dimineața aceasta, în câteva minute care mai sunt înaintea noastră, vedem că ne și spune cuvântul lui Dumnezeu în epistola către Romani, în capitolul 8, din care am citit, de la versetul 12, am citit la versetul 17 și este partea aceasta a doua a citirii de la versetul 15, unde legat și de lucrarea din această dimineață, cuvântul Domnului ne spune: și voi n-ați primit un duh de robie sau de sclavie ca să mai aveți frică, ci ați primit un duh de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Și dacă suntem copii, suntem și moștenitori, moștenitori ai lui Dumnezeu și împreună moștenitor cu Hristos, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim și proslăviți împreună cu El. Lăudat să fie Domnul. Iar în versetul 14, toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu.
Începe acest capitol din Romane cu versetul 1, care spune: acum dar nu este nicio osândire sau nicio condamnare pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile firii. Și de la versetul 1 la versetul 11 ni se arată în cuvântul lui Dumnezeu aceste două caracteristici, ar putea ca să le numim, o trăire după gândirea carnală, firească, naturală, cum este numită în limba română firea pământească, și o trăire după sau conformă cu gândirea duhovnicească sau gândirea Duhului. Și în acest capitol, în această parte de capitol, în primele 17 versete, în mod deosebit, cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește despre acest contrast în care pot să fie oamenii, fie cu o gândire și cu o viață carnală, firească, naturală, lumească, fie cu o gândire, cu o trăire, cu o viață spirituală, duhovnicească, după îndemnurile Duhului. Și în câteva minute am aici o listă de contraste, dacă vreți, și am să trec peste ele și apoi în limita timpului să vedem și partea aceasta de înfiere, ce presupune ea, ce înseamnă ea pentru noi. Și dacă ne uităm la această listă extrasă din Roman, capitolul 8, pe prima coloană, fiind o trăire carnală, și termenul acesta de carne, de flesh în limba engleză, sarx în limba greacă, limba Noului Testament, are sensul de carne, de carnea care se consumă, de animal, are sensul de asemenea de natura firească, de natura veche, adamică, pe care noi o avem și o moștenim de la Adam, și este întrăirea aceasta firească, lumească. Dar de asemenea are și sensul de umanitate. În cartea Geneza, de exemplu, se folosește în capitolul 6 și apoi în continuare în sensul de omenire, de umanitate. De aceea uneori este greu de a face o distincție clară în semnificația pe care o are. În nota de subsol la limba română spune grecește carne aici și peste tot unde e firea pământească. Și pentru noi sensul de firea pământească are o conotație oarecum mai apropiată de înțeles. Astfel, întrăirea unei vieți firești, carnale, ea începe cu o minte care este orientată înspre lucrurile respective și este o minte carnală. În contrast, în viața spirituală există o minte sau o gândire spirituală, o gândire duhovnicească, o gândire în care este influența Duhului Sfânt. Acum, gândirea carnală, când noi vorbim de gândirea carnală sau firească, uneori avem înțelegerea tot ce este rău, tot ce este de condamnat, imoralitatea, de exemplu, ea face parte din gândirea carnală. Însă gândirea carnală, în sensul biblic, are o gamă mai largă, are și înțelesul chiar oameni care au fapte morale în ceea ce se vede în exterior, pot să fie călăuziți de o gândire carnală, sau chiar în religie, în viața religioasă, pot să fie oameni conduși de o gândire carnală, oameni care au primit religia doar ca și o formă de evlavie, cum spune Sfânta Scriptură, oameni formaliști din punct de vedere religios, oameni care fac lucrurile doar dintr-o rutină, doar pentru că sunt într-un mediu de felul acesta, dar în interiorul lor nu este această gândire a Duhului. Astfel, cei care au o gândire carnală, chiar dacă sunt într-o viață
religioasă, ei sunt morți din punct de vedere spiritual. Ei nu au viață spirituală în ei înșiși. Ceilalți sunt vii din punct de vedere spiritual. În versetul 6 ni se spune și umblarea după lucrurile firii pământești este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Trăirea cu o gândire carnală, firească, a firii pământești, înseamnă vrăjmășie, dușmănie față de Dumnezeu. Gândirea și trăirea cu o gândire duhovnicească înseamnă părtășie cu Dumnezeu. Versetul 7, fiindcă umblarea după lucrurile firii pământești este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu. Iar umblarea după lucrurile duhovnicești, ea înseamnă viață, Duhul lui Dumnezeu aduce viață. Apoi tot în versetul 7, partea a doua versetului 7 spune, umblarea după lucrurile firii pământești, adică gândirea aceasta carnală, nu este doar vrăjmășie, spune, ea nu se supune legii lui Dumnezeu și nu că nu se supune doar pentru că nu vrea, ea nu poate să se supună, nu poate, nu are abilitatea. Sunt ca și doi poli la magneți care sunt contrari, se opun unul celuilalt, nu pot să se apropie. Sunt naturi diferite, este natura firească și este natura spirituală. Deci nu se supune lui Dumnezeu, pe când gândirea spirituală este gândirea care se supune lui Dumnezeu, ascultă de legea lui Dumnezeu, îi place legea lui Dumnezeu, se desfătează în legea lui Dumnezeu. Vorbeam mai devreme când spuneam despre copilăria mea, uneori mergeam la biserică, fiind copil, născut în familie de credincioși, când spuneam, dar mi se părea un chin să stau la biserică și atunci stăteam lângă copii și ne jucam unul cu celălalt, ne pișcam unul pe celălalt, făceam multe alte lucruri, discutam unul cu celălalt. Este adevărat că pe vremea aceea n-aveam telefoane ca să ne uităm la ele și să facem social media sau știu eu, alte lucruri. Nu le aveam, așa cum se întâmplă astăzi, unii mai pe la balcon, mai prin sală, chiar dacă sunt la biserică, dar cu degetele pe telefon, cu ochii la telefon, predicatorul se poate strădui cântăreți fierb să laude pe Domnul, fanfara cântă plin de elan, dar pe mine nu-mi pasă, că gândirea mea este una carnală, este una firească, una naturală. Eu sunt în biserică, eu sunt un om religios dacă te uiți la mine, dar mintea mea este de altă natură, de altă natură. Înțelegeți? Are sens ceea ce spun? Mintea duhovnicească nu face lucrurile acestea. Gândirea spirituală nu face lucrurile acestea. Gândirea spirituală este absorbită de lucrurile lui Dumnezeu. Găsește plăcere în legea Domnului. Se bucură, se desfătă sau se desfătează în cuvântul Domnului. Cum spune Psalmul 119, pentru mine cuvântul tău este ca mierea, ca fagurul de miere, este dulce, mă desfăt în el. Când eram copil și cu gândirea carnală, gândeam ca un copil, simțeam ca un copil, mă punea să citesc din Biblie, îmi plăceau doar poveștile din Biblie. David cu Goliat, mă gândeam, eram eu David, cum eram? Astea îmi plăceau. Și așa sunt unii astăzi. Unii chiar credincioși cu stat vechi în registrele bisericii. Vin la biserică pentru că trebuie să vină. Nu e greșit a veni la biserică, chiar adus de mână, cum mă ducea pe mine părinții, cum vă spuneam mai devreme. Ești bolnav? La biserică, ne rugăm pentru tine, te faci bine, dar mă doare capul. A scos să-ți treacă. Și întrecea, interesant că întrecea. Nu știu pentru că se rugau sau care era situația, dar întrecea. Gândirea carnală, firească. E o gândire normală din punct de vedere uman, omenesc. Este normal. Observați bisericile americane, fără să fiu critică, sunt și cele românești, foarte mulți creștini merg la biserică să fie cât mai scurt, cât mai rapid,
un drive-thru, dacă se poate. Și mai departe, că după masă e un game de fotbal, de știu eu ce, de baseball, de alte lucruri. Deci mintea este atrasă spre lucrurile respective. Sau spre business-uri, stau în biserică, se uită la tine, parcă te ascultă, dar mintea este cine știe unde hoinărește. Cine știe unde. Doamnele, uneori, oare am uitat soba pe foc? Ori n-am uitat? E cozonacul sau nu? Dar vei spune, da, e normal? Sigur că e normal, dar e o gândire lumească. E o gândire carnală. O gândire firească. Ce se întâmplă cu astfel de gândire, spune mai departe cuvântul lui Dumnezeu. Ea nu este în Hristos. Voi însă nu mai sunteți pământești, nu mai sunteți Adam, carnal, natural doar, ci duhovnicești, spiritual. Dacă se poate pune versetul 9, vă rog, ca să poată fi văzut și în limba engleză. Voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești. Ce spune în limba engleză? You, however, are not in the flesh. Cum nu suntem în carne? Că suntem, nu suntem îngeri, nu? Suntem în carne. Nu suntem în gândirea noastră. În modul de înțelegere și de percepere a ceea ce noi credem că e real. Ci suntem în duh, suntem spiritual. Este adevărat că urmează o calificare. Dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este a Lui. Observați ce important este pentru noi, dragi frați și surori, pentru credincioși, prezența Duhului Sfânt în viața noastră. Ea transformă gândirea, ea te schimbă din interior înspre exterior. Știți că noi încercăm să schimbăm din exterior, că noi vedem în exterior. Noi spunem, îmbracă-te așa, poartă-te așa, nu faci așa, pentru că noi facem din exterior. Și ca părinți care avem copiii cu noi și încă avem autoritate asupra lor și avem pârghii prin care să îi influențăm, fie că-i bani, fie că-i telefonul, fie că-i alte lucruri, îi forțăm din exterior, știți? Dar știți cât pot să fie forțați din exterior? Până când sunt cu noi și lângă noi. Până când are driver license și ai dat o mașină. Și ai mai dat și credit cardul ca să-și alimenteze mașina. Oh, mai facem noi ceva acum că facem share, știți? Sharing the address. Mă uit pe telefon și știu unde. Oh, dar el lasă telefonul la biserică și pleacă cine știe unde cu prietenii. Oh, e la biserică? No, numai telefonul e la biserică. El nu e la biserică sau ea. De ce? Că e o minte carnală. E o gândire firească. Ce e de făcut? Sigur, unele trebuie făcute, cealaltă nu trebuie lăsate. Ce e de făcut? De a ne ruga prezența Domnului, prezența Duhului Sfânt să pătrundă în interior, în minte, în duh. Și aceea produce transformarea. Aceea produce înnoirea. Când prezența Duhului Sfânt a intrat în viața mea, tata nu trebuie să mai îmi spună vino la adunare. Că mergeam chiar înaintea lui, că el avea treburi. Și mergeam pe jos. N-a trebuit să mai spunem, băi băiete, ai citit Biblia? Îmi plăcea cuvântul și când citeam Biblia era total diferit decât orice altă carte. Parcă Dumnezeu îmi vorbea prin Scriptură. Și plângeam în fața Scripturii și mă bucuram în prezența Scripturii. Și lăudam pe Dumnezeu în prezența Scripturii și izbucneam chiar în vorbire în alte limbi. Că a fost o transformare din interior înspre exterior. Și nu mi-a mai trebuit mie când am fost
tânăr, îmi plăcea să am părul lung. Asta am fost eu atunci. Deci acum nu sunt împotriva la părul lung. Pe băiatul meu am vrut să-l las cu părul mai lung și o zis, nu, s-o tuns ca și militarii. Dar știți de ce îmi plăcea părul lung? Pentru că mă tundea cu mașina de mână și îmi trăgea părul când tundea. În loc să-l taie, îl trăgea, smulgea și plângeam. Dar când a venit prezența Domnului, nu a mai trebuit. Ceea ce spusese tata înainte și mi se părea o greutate, o condamnare, o restrângere a libertății mele, pe urmă mi-am dat seama că de fapt acolo e adevărata libertate în Hristos. Deci, dragi frați și surori, iubită biserică, dragi tineri, chemarea nu este pentru reguli mai multe și mai stricte, că nu ajută. Au o formă de evlavie, au o înfățișare exterioară pe care poți să te bați în piept. Chemarea este pentru o gândire spirituală, duhovnicească, pentru manifestarea prezenței Duhului Sfânt, în care îmi găsesc plăcere în legea lui Dumnezeu, în poruncile lui Dumnezeu, împărtășia cu Domnul, împărtășia cu biserica, pentru că o astfel de prezență mă face mort față de păcat și viu pentru Dumnezeu. O astfel de prezență mă umple de Hristos, îmi dă puterea să trăiesc o viață de neprihănire, o viață de sfințenie, o viață în care întreagă ființa mea tresare, e sensibilă, e receptivă la glasul Domnului. Pentru că doar Duhul, și Domnul Iisus a zis, n-am să vă las orfani, ci am să vă trimit Duhul. Doar Duhul și prin Duhul suntem înfiați, adoptați în familia lui Dumnezeu. Doar prin Duhul. Prin nimeni și prin nimic altceva. Și această stare de adopție, zice, ați primit un duc de fiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată, sensul aici este o adopție care nu mă naște ca un bebelaș care nu pot să vorbesc, cum mi-a trimis cineva o poză, cum se trimit așa și spunea, când m-am născut așa a fost de supărat pe părinți că n-am vrut să vorbesc cu ei 2 ani de zile. Unii nu știu dacă ați prins-o. Că nu putea să vorbească, nu? 2 ani a vorbit, că era bebelaș. Dar aici când suntem adoptați, zice, Duhul ne face să strigăm Ava, adică Tată, este o adopție adultă, dacă vreți, în care putem să vorbim, în care Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu, lăudat să fie Domnul. Astfel, am citit ca o concluzie a primelor 11 versete, așadar, deci, fraților și surorilor, noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să trăim după îndemnurile ei. Nu mai datorezi nimic, că firea pământească te duce numai la păcat, la moarte, la dușmănie față de Dumnezeu, la pierderea vieții veșnice. Ci noi totul îi datorăm lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt și astfel prin Duhul putem, ce face să moară, adică să le anihilați, să le înlăturați, să le îndepărtați, aveți această autoritate, faptele cărnii și spune veți trăi. Și Domnul Iisus a spus, eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Fie această viață a Domnului Iisus
prin Duhul Sfânt în inimile și în ființele noastre la fiecare și astfel trăirea noastră să nu fie o trăire firească și carnală, ci una spirituală, duhovnicească, fiind plin de Duh. Amin.